Salut, oameni buni, bine v-am găsit într-un nou și super genial episod. Astăzi reacționăm la cei mai penibili trapper români. Dacă credeați că, băia de la 4 Gang sau tot felul de copii 5 Gang sunt penibili, nu i-ați văzut pe ăștia. Dacă n-ați văzut clipul, nu știu ce ați ratat. Adică știu ce ați ratat, multe, pentru că e peste tot pe internet. Au 2900 de vizualizări. Deci au rupt internetul în două, sunt băieții ăștia de la Naoji și hai să dăm mare like înainte să ne uităm la clipul ăsta. Hai să vedem ce greșeli sunt în clipul ăsta și de ce mie, de o părere personală, mi se par super penibil băieții ăștia. Așa că hai să-i dăm drumul. Naoji, din nou la înălțime, am zis să facem o piesă cu tot ce se cere. Bun, faza asta cu caprele, cred că e, știu că e la modă să bagi capre în videoclipuri, că, na, să dea bine, dar nu cred că se referă fix la animal, la capre, dar cred că doar atât au înțeles. În fine, și de ce zic din nou la înălțime, când au mai fost la înălțime, că nu știe nimeni de ei, adică, pe bune, na, dar în fine, hai să... Valoare, valoare, știi cum e, fără voce te naști. Amuzant. Valoare, valoare. A rupt. Super, hai să vedem. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, scotea cur din buzunare. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, fetele îmi dau târcoale. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, scotea cur din buzunare. Valoare, 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 valoare mare. Vai, că nici nu știu să de unde să încep, deci e atât de cringe. În primul rând că se laudă în continuu că scot bani din buzunare și un ban n-am văzut să scoată de aici. Dar în fine, așa e când ești sărac. Mi se pare penibilă și Dacia asta. Adică, na, pe bune, e pe sistemul, n-avem bani să închiriem o mașină scumpă și atunci o dăm că suntem săraci. Dar de fapt nu suntem, dar de fapt chiar suntem săraci. În fine, apoi e cadrul ăsta, sunt super mega îngrămădiți aici, pe bune, n-ați avut loc de spațiu mai mare și aici ce se întâmplă de ei cu sandwich-ul ăsta, se chine doi pe fata asta săracă acolo, e... Mi se pare super penibil că în ziua de azi bărbații au ajuns într-un punct în care efectiv trebuie să pună la cap un videoclip de la zero doar ca să mai pună și ei mâna pe niște fete. Dar în fine, hai să mergem mai departe. Cobor din mașină, am de-am cu un buzunar, de trebuie să merg la magazin, îl trimit pe secretar. În sfârșit o fază amuzantă, nu-i în focus, dar nu mă aștept mult de la ăștia. Femeia ta mă sună, eu o scol la plimbare. Am tenis și picioare, 10 bețe, ha-ha. Deși sună cocalar, tot n-ajungi la valoarea mea. N-am cum să mă întrec cu alții, deși sunt în trecere. Aruncăm cu banii toți și facem petrecere. Băi, eu sincer am văzut multe manele în trending prost făcute. Dar, sincer, lip-sync ca în videoclipul ăsta, eu n-am văzut de mult. Ca să nu mai vorbesc de faptul că băiatul ăsta arată ca un boschetar. Adică, înțeleg că au încercat să fie amuzant, dar nici măcar să nu calci cămașa aia pe bune. Și la câte luni au filmat cadrul ăsta și cadrul celălalt? Adică, doar uitați-vă la părul lui cât de mult a crescut între astea două. E clar că n-au filmat în aceeași săptămână sau... În fine, mi se pare super penibil. Singura chestie care mi-a plăcut e asta cu cățelul, că na, când femeia ta mă sună, eu o scol la plimbare. Da, asta a fost drăguț așa, a dat-o subtil. Da, în fine, în rest, na, destul de penibil. Hai să mergem și evident bani de Monopoly, da? Trece peste. Toți și facem petrecere. Ăștia vor să mă doboare, dar nu știu că n-o să poată. Ca să ajungă ca mine, trebuie să se mai nasc odată. Nu am timp de explicații, teancur de bani o să sparg. Am propriul ATM și am de unde să retrag. Voi vă dați seama cât de săraci sunt tipii ăștia, dacă nici măcar o pușculiță n-au fost în stare să bage în clip, știi? Nu vorbesc de efectiv să filmeze un bancomat. Ei nu-mi ating nivelul nici dacă le dau o scară. Și tot ce pot să facă e doar să o dea în bară. Pară gol, vor să șuteze, dar degeaba dau pe... Și pe bune, care-i faza cu calitatea asta proastă a imaginii? Adică, dacă știi că se vede prost,
Bă, nu mai dai zoom, bă, băiatule. Adică e pe bune. Cum se numește canalul? A, Paul Trifan. Nu știu, mi-ar fi super rușine să am o calitate așa. Așa e când efectiv toți săracii se apucă să facă videoclipuri muzicale. Pe lângă arunc teancuri peste teancuri și o să-i fac să plângă. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, scoteancuri din bus. Mă, dar serios, deci pe fata asta o chinuie rău, uite-te. Valoare, 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 valoare. Sunt călare pe ea, adică, hobă! Pomiștilor! Valoare, 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 scoteancuri din buzunare. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare. Tipul ăsta unde se crede la o vedetă populară și cu dansul ăla e... Știa pentru ce piesă filmează sau doar așa, sau... S-au întâlnit, a zis, oricum suntem pe un deal, sunt capre, clar, e muzică populară aici. Valoare, fetele îmi dau târcoale. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, scotea-n cur din buzunare. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, fetele îmi dau târcoale. Arunc bani peste bani și n-am cum să îi opresc. Tu mă suni, îți dau refuz. V-am zis că... E... Na. Adică ăia l-ați doi de dinainte măcar au fost cât de cât așa cu bun simț, dar ăsta călare peste ele s-a dus. Adică, bă, Nike, vezi tu unde pui mâna, adică pe bune. Și încerc să te ocolesc, mă privești ca pe comoară, la fel ca femeia ta, dar ea nu vrea să recunoască că mi-ascultă muzica. Îmi arunc banii pe țoale, sunt îmbrăcat ca la carte milii. Ne, nu știu care e faza cu sunt îmbrăcat ca la carte, chestia aia cu cizmele, da, e amuzantă. Dar în rest nu-i ca și cum e îmbrăcat din cap până în picioare în Armani, Gucci și încă trei branduri. Adică dacă te îmbraci din Dragonul Roșu, iartă-mă, dar... Da, în fine. Milion peste milion, jackpot-uri din aparate. Fac furorea, tu tentați, tu rămâi numai cu spume. Și pe unde încalcă Nike-ul, acolo se lasă urme. Dau valoare la bucată, dacă nu-ți permiți pachet. Are rost să corectăm că era Nike, adică e... De unde să știe dacă n-au purtat niciodată? Adică dacă poartă numai fake-uri tipii ăștia, e clar că n-au de unde să știe cum se pronunță. Fata ta e lângă mine, stând dinsă pe parchet, o plimbă mașini de lux electric, 2K20, cadou tău de două. Ați văzut-o voi pe undeva întinsă pe parchet? A zis că nu ieșiți de seară, că se simte obosită. Fata umblă după bani, când începe și te vită. O găsești la mine acasă, unde are tot ce vrea. Îmi zice, te-aș iubi, nu-ți stop oriunde pe muzica ta. Dacă cineva până acum mai avea rezerve că asta nu e o manea, poftim. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, scoteam cu din buzunare. Valoare, 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 valoare mare. Valoare, valoare, fetele îmi dau târcoale. Valoare, 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 valoare mare. Cringe. Valoare, 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 scoteam cu din buzunare. Și care faza cu săriturile astea? Adică e, dacă te uiți la fețele lor, clar toți au peste 20 și ceva de ani. Adică e... Mergeți, bă, oameni buni, la lucru, e... Ăsta de ce e așa îngrozit aici? Eu nu știu ce fac ăștia, dar efectiv tot clipul au fost sandwich aici, călare unul peste celălalt. În fine, cred că asta a fost piesa, cred că ăsta a fost refrenul. E... În fine... Nu știu, mi se pare super cringe. Dacă vreți să vedeți videoclipul complet, îl aveți în descriere, primul link. Intrați acolo, uitați-vă. Puteți să dați și un like, puteți să vă și abonați, că nu cred că deranjează... pe nimeni. Da, eu am fost Paul. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat la clipul ăsta. Cam asta a fost. Nu știu, adică tipii ăștia vorbesc despre valoare și au 3000 de vizualizări pe YouTube în 3 zile. Ei nici măcar nu copiază Five Gang, știi? Copiază încă alte 10 trupe care copiază pe Five Gang, atât de... Da, în fine, eu am fost Paul, dragilor, nu uitați like, share, subscribe, toate cele. Joi de la 19 ne vedem pe Twitch cu mare stream și sâmbătă toată noaptea sunt live pe Twitch. E în descriere și canalul de Twitch, dați-mi un follow acolo. Mai vorbim una alta și noi că ne vedem cu Q&A, așa că dați-mi follow și pe Instagram, unde o să postez chiar ieri niște întrebări ca să îmi puneți pentru Q&A, pentru că filmez asta lungi și na, mâine apare clip, adică azi și în fine ați înțeles voi. Vă pup, dragilor, numai bine! Johnny, if you wanna vibe, yeah, man, you can hit me on the